când a fost votat bugetul în Parlament, au fost eliminate anumite propuneri, cele ale deputatului PNL, Daniel Chițoiu. Cred că știți, Leam, așa. Se discuta atunci că vor fi analizate și vor fi. Sunt analizate în acest moment, lucrăm chiar cu Comisia de Buget Finanțe. Și săptămâna trecută am discutat chiar cu domnul deputat Chițoiu în proiectul de modificare a codului fiscal și în încercarea pe care o facem împreună cu comisiile de buget finanțe din Parlament de a republica codul fiscal și codul de procedură fiscală în așa fel încât să existe un document coerent pentru toți contribuabilii. Aceste propuneri ale domnului Chițoiu sunt analizate și unele din ele este posibil să fie integrate, bineînțeles, în funcție și de impactul bugetar și de evoluția economiei românești. Când vor apărea aceste modificări? Când estimați? Cred că în prima jumătate a anului rezolvăm, deci în această sesiune parlamentară. Tot legat de fondurile europene, revin puțin. Se știe că o problemă este și personalul din aceste instituții. Ar putea fi afectate de reforma aceasta a aparatului bugetar sau este o zonă de care clar nu se va atinge guvernul? Deci, din punct de vedere al suplimentului de 75% pe care îl primesc, el este în continuare acordat. Din punct de vedere al salarizării globale, oricum, nivelul de salarizare, chiar și cu acest 75%, în general este mai scăzut decât salariul din zona privată, pentru că în zona privată un om care știe regulile de accesare a fondurilor europene are o valoare foarte mare. Și atunci există o competiție continuă între noi și sectorul privat. Pe de altă parte, deși nu îmi place că oamenii pleacă din AMEuri, din organismele intermediare, e bine că oameni educați, oameni școliți, oameni care știu despre ce e vorba, sunt interfața noastră cu multitudinea de aplicanți. Deci, din acest punct de vedere, un rol educațional statul trebuie să aibă, are un cost, ni-l asumăm și mergem înainte. Întotdeauna sunt prea puțini oameni și întotdeauna știți bine că salariile sunt mai mici decât își doresc oamenii. Deocamdată, atâta putem să oferim și încercăm în aceste condiții să fim cât mai funcționali. De concedieri poate fi vorba în aceste zone, în aceste instituții? Nu există un program de concedieri. Ce se intenționează? Nu există un program de concedieri.